Sosurile dau aroma mâncărurilor, așa că astăzi vă prezentăm un sos simplu, sos Tomas Spaniol, un sos care îl putem folosi în foarte multe preparate ca și sos de bază. De ce sos tomat spaniol? Și spunem aici o diferență față de sosul italian, de exemplu, pentru paste. La sosul italian mai punem în plus țelină, morcov, ceva rădăcinoase pentru un plus de aromă. Aici este un sos rapid, foarte bun, care îl puteți utiliza, o să vedeți, în foarte multe preparate acasă și îl puteți menține pe stoc. Pentru sosul tomat spaniol avem nevoie de ulei de măsline, usturoi, sare, piper, ceapă, ardei capia, roșii în bulion și avem aici zahăr pentru corectarea acidității, câteva ierburi aromate care constă în busuioc, în salvie, foi de dafin și cimbru. Toate aceste legume aici care se văd trebuie să tăiate grosier. Ce înseamnă grosier? Mai ca la bunica, mai mari, să spunem. Luăm uleiul, punem în cratiță, am dat drumul la foc, bineînțeles. Când sfârâie, punem deja ceapa prima oară. Punem și restul ingredientelor. Usturoiul. După ce le-am pus în cratiță, o să punem un praf de sare, să se moaie puțin ceapa. Se călesc până ceapa devine sticloasă. Corectăm la urmă gustul. După ce am domesticit ceapa, vom pune roșiile în bulion. Căutați roșii totuși de bună calitate. Le gustați efectiv, dacă vă place gustul, sunt bune. Completăm cu apă, în general ar trebui să fie fierbinte, caldă, să nu stopăm fierberea prea mult. Completăm și ce avem aici? O oră, o oră jumătate va trebui la foc mic, lăsată să scadă și completată din când în când cu apă. Cam la jumătatea timpului de fierbere adăugăm ierburile aromatice. Între timp gustăm sosul. După cum v-am spus, aciditatea trebuie corectată cu puțin zahăr, dacă trebuie. Într-adevăr, îi trebuie un pic de zahăr. Sosul nostru a fiert. O să-l blenduim acum. E bine să pescuim frunzulițele. Ele și-au făcut deja treaba. S-a lăsat aroma. Am blenduit sosul nostru, după care o să-l punem la foc domol câteva minute pentru a-i corecta consistența, să o aducem la consistența dorită și la gustul nostru. Am terminat sosul spaniol, l-am pus într-un vas mai mare, l-am răcit, să trebuie răcit cât mai rapid posibil. După ce l-am răcit, o să avem o consistență de genul acesta. Atunci îl putem folosi în multiple cazuri.